simțim foarte special și ne bucurăm din suflet că am putut să luăm parte la această slujbă minunată și că suntem căsătoriți în fața lui Dumnezeu. Domnul Beru spunea că când a intrat în biserică a zis că vrea să vadă că totul este ok, da, și că toate gimnastele sunt la locul lor. Sunt în regulă, da, exact așa a fost. A fost o zi cu emoții? Cu emoții, ca de fiecare dată, normal, atunci când te pregătești și îți dorești să iasă un lucru perfect, pui suflet, pui emoție și mai ales că astăzi ne-am dorit să fie ziua noastră, pentru că exact acum 3 ani noi ne-am cunoscut și am zis să lăsăm emoțiile la hotel și să ne simțim extraordinar de bine astăzi. Am încercat să ne odihnim cât de mult am putut, însă emoțiile nu prea ne-au lăsat să o facem până la capăt, dar suntem foarte bine, suntem împliniți și recunoscători lui Dumnezeu că suntem aici împreună alături de toți cei dragi și vă mulțumim. Cum ai reacționat când ai văzut-o îmbrăcat așa? Eu știam cum va arăta rochea, dar Nu știam varianta finală, numai că chiar dacă aș fi știut-o, momentul pe care l-am trăit astăzi când am văzut-o a fost unic și irepetabil. Dragilor, următorul pas ar fi copilul? Să o luăm cronologic, frumos, elegant, delicat, cum o vrea Dumnezeu, exact. Abia așteptăm să ne bucurăm astăzi, da, și să ne distrăm și să fim extraordinar de energici și să-i bucurăm pe toți cu ceea ce am pregătit noi un an de zile. Destul de toate intens. Tradițiile nunții, inclusiv furatul miresii? Nu, neapărat tradițională. Da, nu ne-am încercăm să ne simțim cât mai bine relaxați. Și așa ziua este super scurtă și atunci dacă se mai fura și mireasa, se mai făceau și alte tradiții, mai apucam să facem ceea ce ne doream și atunci am preferat să facem exact ceea ce ne dorim astăzi. S-a dat drumul la nunță, Andreea, acum 3 săptămâni, Catalina, iată din nou o nuntă, Sandra Izbașa. Dar ce frumos prilej să ne reîntâlnim și noi, eu cu colegele și cu antrenorii. Cred că este lucrul cel mai frumos. Ne știm de copii, o mare parte dintre noi, și iată, vedem acum, ne întâlnim cu copiii noștri și sunt momente frumoase de care ne vom aduce aminte cu bucurie. Întotdeauna avem ce să povestim. Fiecare întâlnire cu fetele, cu antrenorii, este un prilej de chiar de mare sărbătoare și de mare bucurie. Așa încât sunt convinsă că și ziua de astăzi, care este una cu totul și cu totul specială pentru Sandra și pentru soțul ei, Răzvan, dar și pentru noi, și pentru mine, și pentru soțul meu, ca și naș, pentru colegele noastre, sunt convinsă că pentru antrenori de asemenea. Voi veți fi nașii? Noi suntem o pereche de nași și mai avem o pereche de nași foarte drăguți cu care o să facem echipă, așa încât emoțiile sunt împărțite, dar zic eu că ne vom descurca foarte bine. Și pe Sandra și pe Răzvan îi cunoaștem de ceva vreme. Am făcut, să zicem, o repetiție acum 2 ani odată cu Unia Civilă, așa încât astăzi ar trebui să fim deja în formă. Mai mirese frumoase în gimnastică. Aș zice că da, sunteți drăguți, mulțumim mult. Da, cred că fiecare dintre noi, într-o zi atât de frumoasă, încercăm să venim în primul rând cu o atitudine pozitivă, cu gânduri bune și apoi, sigur, ne mai smăcuim ca să arătăm altfel decât în costumul de gimnastică și în treningul de concurs. La fel de sclipicios costumul ca cel de gimnastică. Cam așa am lăsat albastrul, căci de obicei ale noastre erau roșu, galben și albastru. Astăzi am rămas cu paietele din costumele noastre de concurs.